Iubitorii de fotbal de pe bătrânul continent și nu numai vor urmări în perioada 8 iunie 1 iulie o nouă ediție a campionatului european de fotbal. Meciurile din cadrul competiției se vor derula pe 8 stadioane, 4 din Polonia și 4 din țara vecină Ucraina. La actualul turneu final participă în total 16 selecționate, repartizate în 4 grupe, aceasta fiind de altfel ultima ediție în care campionatul european de fotbal se desfășoară în această formulă, numărul echipelor participante urmând să crească la 24, începând cu ediția din 2016 atribuită Franței. Pentru cele 31 de partide din cadrul Euro 2012 au fost puse în vânzare în total de 1,4 milioane de bilete, organizatorii așteptându-se ca până la startul competiției toate tichetele să fie epuizate. Primele meciuri au loc mâine, Polonia-Grecia de la ora 19, iar Rusia-Cehia de la ora 21. Festivitatea de deschidere de la Euro 2012 va putea fi urmărită în direct în centrul civic din Mioveni. Aici vor fi amplasate două ecrane gigant care vor fi conectate în direct la ceea ce se va întâmpla în Polonia și Ucraina. Absolut TV va oferi informații despre meciurile din cadrul campionatului european din Polonia și Ucraina pe tot parcursul competiției.